Ajute și că nu o să se mai repete și că a fost o greșeală și că și-au dat ei seama că, bineînțeles, eu când am venit la în sala de judecată, am venit cu Nita Maidosaru, cu toate terapiile pe care le făcuse copilul meu și cu nopțile mele necherzute în care stăteam să studiez despre această boală și poate găseam eu un remediu sau ceva. Aveam un dosar foarte mare. Aveam cu ce să dovedesc că eu sunt o mamă bună pentru copilul meu și că pot să-i ofer ceva bun. S-au gândit să mă ajute între ghilimele și a zis: bine, hai, te vom ajuta, îți vom oferi o locuință, dar va trebui să depui niște acte, niște mici acte care nu durează mult să le faci. Am umblat după dosarul ăsta, cred că vreo 3 luni de zile, că a trebuit să aduc de la casa de copii, care se desfințase între timp, unde a stat soțul meu, de la poliție, unde am avut adresele, să nu fi avut altă casă, de la notariat, care trebuie să plătești niște bani, de la circa financiară și așa mai departe. Am făcut un Nita Maidosarul, l-am depus, bine, mersi. Și după câteva luni m-am dus să mă interesez de dosar, să vedem ce se întâmplă. Că au spus că mă vor ajuta și mă vor ajuta foarte repede și eram foarte bucuroasă și ziceam: o, ăsta în casa mea. Doamne, în 2-3 luni, ce bucurie pe capul meu. Și a trecut un timp, iar a trecut un timp. Și a trecut 2 ani și a trecut 3 ani și eu n-am știut că trebuie să reînnoiesc dosarul. Și când mă duc după 2 ani, 3 ani, barna mă spune: a, știți, doamne, dacă n-ați venit să vă mai interesați, înseamnă că n-aveți nevoie, deci în concluzie nu mai depuneți că nu-i nevoie. Acoperiști deasupra capului. Văd că și verzii susțin cauza. Mersi, eu sunt cu voi, eu sunt de aici.